acum să vă citesc o scrisoare de suflet venită din partea unui prieten tânăr de numai 18 ani. Pentru prima oară el se află în fața unui scrutin. El va vota dreapta, cu mâna dreaptă, pentru România dreaptă! Să fim atenți la cuvintele unuia dintre miile de români care în ultimul an ne-au adresat critici, dar și încurajări nărăvași. Pe stradă, prin e-mail, pe Facebook, ni s-a cerut între altele să fim modești, să învățăm din lecțiile trecutului, să ascultăm foșnetul de la pirul ieri. Ni s-a cerut, de asemenea, să nu ipotecăm viitorul copiilor și al nepoților noștri, dar și al celor nenăscuți încă. Am fost rugați să nu îndropăm speranța. Doamnelor și domnilor, o asemenea rugăminte vine din partea unui tânăr aflat aici, în această sală. Andrei Roiu e un nemțean din Bicaz. Andrei s-a născut în 1994. La 5 ani, după revoluția anticomunistă făcută de tine ca el, însă în orașele de peste munți. Andrei e unul dintre olimpicii care încă n-a plecat din țară. E un elev cu premii la concursuri naționale și internaționale de matematică, de chimie și de fizică. În inima lui, profesorii au zădit dragostea de literatură și pasiunea pentru istorie. Ca să afli unde mergi, trebuie pe semne să știi de unde vii, iar el vine din Neamț. E un medaliat cu bronz al Colegiului Național Petru Raj din Piatra Neamț. E un om care pretutinde în Europa, din Portugalia până în Ungaria, ne face cinste. Îl puteți vedea, cum am spus, e aici în sală, îl puteți întâlni, îl puteți recunoaște. Iată deci un fragment. Iată un fragment de epistolar politic. O parte din pledoaria unui om pe care viața aspră, viața dură, așa cum e unor viața din provincie, și să nu uităm asta, viața aspră l-a maturizat. Citez. Stimate domnule Neamț, doamnelor și domnilor, vin alături de dumneavoastră, scrie Andrei, pentru a scoate la suprafață o Românie ascunsă. Art de nerăbdare să fac politică pentru că vreau un model adevărat. Ia nu personajul tabloid. Domnule Neamț, în locul Elodiei am face mai bine să o căutăm pe Victoria Ipan la Poarele Ceahlăului. Mă bucur să văd că luptați pentru o dreaptă unită. Cred că se poate altfel decât ne propun guvernanții noștri de astăzi. Îmi doresc o țară în care nu se dă șpagă pentru o cameră de cămin sau pentru un pat curat într-un spital. Visez, îmi spune Andrei, la o Românie normală în care pot arăta cine sunt și ce pot și știu să fac. Caut o universitate în care să mă formez prin cursuri cinstite și prin examene corecte. Vreau o țară generoasă, oamenii deștepți și morali. Nu-mi place ca România să mă trateze cu dispreț și nepăsare. Nu vreau, la rândul meu, să fiu disprețuitor și nepăsător cu țara mea. Îmi doresc o Românie altfel, în care eu și dumneavoastră și toți prietenii noștri să ne simțim acasă. Mai e cineva aici? Semnează Andrei. Numele lui se tâlpiește în greacă curaj. Și la întrebarea mea să spun, da, Andrei, mai e cineva aici? Sunt toți cei care știu că acolo unde este comara ta, acolo va fi și inima ta. Da, mai e cineva aici? În țara tinerilor care are cu făclia credinței într-un viitor mai bun. Alături de ei suntem noi, neresemnați. Cei care nu pot să plece și nu vor să o facă. Suntem noi, cei care pariază pe inovație și pe noire, pe integritate, iar nu pe incompatibilitate. Suntem noi, cei care refuzăm mizeria, blestemul, neajunsul, nemunca, orneștiința.
hrăniți cu înțelepciunea tradiției și cu inteligența modernității. Suntem noi, cei care nu se pot obișnui cu răul. Suntem noi, cei care nu pot întinde în